intră în scenă, vin în fața dumneavoastră, însoțiți de domnul dirijor Doru Ioan Pola. Bine ați venit, domnul Doru Ioan. Corala Armonia a Bisericii Ortodoxe numărul 1. Până se așează, încerc să acopăr acest interval cu câteva informații legate de Colindă, pentru că, trebuie să rețineți, Colinda este o creație cu totul specială în tradiția românească. Nu este doar o creație populară, ci are o scânteie din Cărțile Sfinte. Spre exemplu, dacă întâlnim refrenul Lerui Ler, și poate de multe ori v-ați întrebat ce-o fi însemnând acel Lerui Ler, lingviștii susțin că este, de fapt, vechiul Aleluia. Prin rotacizarea lui L, Alerui, s-a obținut acest Lerui Doamne Ler. Un alt refren pe care îl întâlnim colindele noastre este Flor d'albe de măr. Pentru că atunci când se colinda, gazda era atinsă cu o floare de măr înflorit pentru a transfera din puterea, din vigoarea și din frumusețea florii celui care primea colinda. Coriștii de la Biserica numărul 1 vor interpreta Noi în seara de Crăciun, Coborând a coborând și colindul Nunta din Cana Galilei. Thank you.
această seară și noi știm cu toții că efortul unor asemenea corale este substanțial. Repetițiile săptămânale și concertul, mai exact răspunsurile liturgice din fiecare duminică și sărbătoare, solicită corul cel puțin ca într-un concert susținut de orice formație profesionistă pe scenă.